Bună ziua și bine v-am găsit la un nou vlog. Încep să filmez zilnic. Vreau săptămâna asta să filmez zilnic. Sunt curioasă dacă voi și reuși. Și astăzi începem cu cafeluța mea ce a rămas de azi dimineață. Și apoi să vă spun ce cumpăr tot. E 11:55 la mine. Deci acum ne-am întors. Am dus-o pe Ștefania la grădiniță și am fost pe la cumpărături. Și haideți să vă arăt ce am cumpărat. Cum arată apartamentul, că pe weekendul ăsta nu am mai plecat nici într-un concediu, pentru că am avut ceva modificări de făcut în apartament, am mutat fetele în altă cameră, mai mare, na, aia, după cum știți, care ați urmărit vlogul anterior, cu curățenia camerei, era mai micuță. Dar am zis atunci, pe moment era ok. Acum haideți să vă arăt ce am cumpărat. Și începem așa, de la Teddy avem cu un euro, așa ceva, cu un euro bucata, e depus orez, mici paste, cereale, ce vrei, ce-ți dorești. Am luat două așa, două modele așa, sunt de un, deci 800 de grame, ceva de genul intră în ele. Și apoi am mai luat așa un model, și astea sunt pentru cereale, intră în el 1,3 litri, ceva de genul scrie. Da, până aici un litru, cum ar veni, și mai... eu știu ce mai intră. E faină. Cam atâta merge. Și mai am un model în dulap, dar ăla e mai mare. Dar am observat că nu aveam nevoie. Și apoi asta nu include. Am niște ardeiuți pentru ciorba de burtă, că am făcut ciorba de burtă. La Ștefania i-am găsit, sincer, nu știu ce preț are. Alea știu că aveau un euro și doar asta e cu 2 euro, că e mai mare. Dar asta nu știu. Va trebui să caut bonul, dar nu știu dacă 2 euro costă. Sunt, cum se cheamă, hârtie creponată? Nici nu știu. E, faci diferite forme, de-aia am luat-o pentru la școală. Pentru că, da, după cum știți, începem școala. Apoi, să trecem la locuri mai serioase, zic. Am luat așa, 7 euro, în formă de lună, după cum se vede, o să vi-l arăt și cum stă atârnat. Și e lung, îl pun deasupra patului la fete, în partea Ștefaniei, unde dorm ele. Apoi mi-am luat o vază, așa, frumoasă, vreau să o pun în hol aici, o să vă și arăt. Și asta a costat 3 euro, după cum vedeți. Îmi place chestiile astea așa, știți, din materialul ăsta și cu culoarea asta. Da. Ok, așa. Apoi am luat 3 coșulețe din acestea. Asta e pe un gri, gri să zic așa. A costat 4 euro. Tot din magazinul ăsta de lângă noi. Și aici am luat 2, tot pe modelul ăla, dar altă culoare, pe alb. Pentru că, da, și înăuntru are o pungă de nylon, să nu curgă apă. Am luat încă 2 și la fel tot 4 euro a costat. Pentru că vreau să pun aceste flori. Vreau să curgă cu timpul. Și mai am una în cameră, care la fel o voi monta, nicio scuze. Și da, îmi plac astea. Era și pe simplu verde, dar nu mi-a plăcut, dar cred că o să mă întorc și o să mai cumpăr. Deși magazinul nu e aproape de mine, dar mă mai duc. Și am mai luat încă una. Deși are ghiveci, ăsta e din cârpă, gen cum e și ăsta, materialul de la mâner. Doar că, da, arată frumos și așa. Dar eu vreau să îl atârn aici. Cu timpul ea va crește, așa ceva, deci nu vreau să o stric prea tare. Upsala, mama, o, dragă de ea, sper să nu o stric prea tare, nici nu mai dau jos de aici, atunci o las așa. Și cam așa va atârna. Cu timpul, v-am spus, o să mai crească, o să se înalțe, sperăm, cum o vedea. Și cam astea sunt cumpărăturile. Și vă iau cu mine să-i fac lapte Otilei, că e foame. Am întârziat acum asta puțin. Și ne sculăm repede și păpăm. Bate puțin soarele, ciudat. Lăsăm de mai spal, gundi. Și plecăm să păpăm. Voi ce mai faceți? Cum sunteți? Noi suntem flămânzi. Și nu mai putem. Da. Și vă luăm cu noi să papam. Da.
tare, tare, tare. Hai să vedem. Și haideți să vă fac introducerea apartamentului cu modificările noi și care le-am gândit. Aici știți că era camera fetelor, acum deocamdată este camera unde mâncăm și apoi celelalte dulapuri trebuie să le aranjăm. Momentan așa le-am pus, dar cam așa arată acum. Spațiul este suficient, v-am spus, nu va rămâne așa, dar deocamdată doar atât. Așa, picturile. Ok, aici am și o veioză unde îmi stă pălăria. Așa. Iar aici este holul, da? Intrarea, unde este dulăpiorul de papuci. Am spus, aici este toaleta. Cam așa se prezintă. Ok. Și să începem. Am cumpărat, v-am arătat, hopala, ghiveciul acesta. Zic că arată frumos cu cala asta. Și în bucătărie, ignorați, da, sacul de gunoi, eu încă mai am chestiile astea pe aici, dar ce vreau să vă arăt e acesta. Nu știu, cum credeți, ce ziceți? Lăsați-mi un comentariu dacă arată frumos, dacă se potrivește. Ignorați chestiile de pe masă deocamdată, n-am avut timp, dar eu zic că e ok, e frumos și când va crește, automat se va vedea și mai frumos. Zic eu, nu știu. Bun. Acum mergem. Asta a fost camera unde noi mâncam. Acum e camera fetelor. Am pus ușa înapoi. Urmează vopsită. Cam așa se prezintă. Televizorul trebuie montat și jocul, Xbox-ul și toate cele. Aici sus am pus floricica a doua, doar că na, treptat, treptat. Imediat totile, mami, va înflori mai tare. Și deasupra patului am pus luna aceea, după cum vedeți, da, deasupra patului, să spunem așa. Puțin le-am făcut patul, dar să știți că nu îl mai fac, ca să se obișnuiască să și-l facă singure, astăzi pentru că, na, am filmat. Iar aici au și tot așa un dream catcher cu instalațiile de noapte și, da, pe jos fata cea mare încă mai are de lucru la birou, așa arată un birou de adolescent, un birou de copilaș micuț de 6 ani, asta e locul Ștefaniei, încă nu am luat în set să fie alb, deocamdată mergem așa până la noi modificări și așa mai departe. Aceasta e diploma Ștefaniei de la karate și asta e tablou pictat de Denisa. Și cam asta e camera fetelor. Așa, ieșim din nou. Aceasta este baia, după cum știți, am niște rufe de așezat. Și aici este unde ușa era blocată, noi am închis-o și era sufrageria, dar canapeaua era pe colțul celălalt și televizorul cu dulapul celălalt alb era aici. Acum le-am întors invers și este mult mai spațios, stați că Otilia nu mă lasă. La fel am devopsit ușa aceasta, e pe partea cealaltă a fetelor. Cam așa arată. Acum n-am făcut ordine, vă spun sincer, asta e de aseară aranjat așa. Jucăriile Otiliei. Și aici mai avem încă puțin. Hopala, 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 de aranjat. Mai este mult de lucru, dar deocamdată cam atât. Și ce vreau să vă arăt, că am arătat pe un live, dar mă rog, aia e altceva. Am scos o poză, tablou 20x25 este mărimea, cu 2 euro și un pic, aproape, n-a să zic 3 euro, poza, ia uitați ce frumos, Otilia la 8 luni, se rămână amintire, da, Otilia, unde e Otilia, mama? Unde e Otilia? Ia uitați, unde e Otilia? Unde e poza lui Otilia? Unde e Otilia? Le spui? Unde e? Uite, acolo e Otilia! Aha. Acolo e Otilia, da! Da, e foarte atentă, să știți că de câte ori o întreb, ea știe. Și apoi aici am scos poză cu Ștefania, nu cum se poate altfel. Nu știu dacă se vede bine, o să mă văd eu puțin. Da, muzica, n-am știut să dau mai încet, sper să nu avem probleme.
internetul nu rămâne acolo, trebuie modificat, pus în hol, tabloul după ce vopsesc ușa vine pus acolo sau aici, mai exact, cred. Și două. Și mai am o floare, e în dormitor la noi, nu are rost să vă arăt dormitorul, că este vraiște făcut, dar asta e altă floare, ce o avem acasă, doar coșul l-am pus. Ia uitați, sper să curgă așa încet frumos în jos, să se vadă bine. Dacă nu o voi muta în camera fetelor, vom vedea pe parcurs. Acum merg să o culc pe Otilia și ne revedem. Am ieșit după Ștefi, am luat-o de la grădi, da, și... Acum să scăpăm. Da, era să scape dovlecelul ăsta de pluș. Da, uite-te. Ia uitați ce apă frumoasă, ce culoare. Lumea deja stă la plajă. Las, Nain. Nain, mamă! Ștefi! Fac caca, întrebă la... Veți trebuie, eu știu că tot timpul faci așa pe drum, trebuie la baie. Și am zis înainte de încheierea serii, vreau să vă arăt ce am cumpărat Otiliei de la second hand. Pot să spun, dar arată în stare foarte bună, nu este julit, nu este nimic. E o măsuță de mâncat, scăunel, dar se poate lua scăunelul, se dă jos și... se poate folosi ca și măsuță de scris, doar ce invers, iar scăunelul la fel se poate folosi pentru activități când crește ea mai mare, bineînțeles. Cam așa arată dintr-o parte. A și mâncat azi în el, l-am șters bine și apoi am servit prânzul, cina. Chiar stă foarte bine în el, este foarte practic, este cu două întrebuințări. Este și pentru acum și când mai crește. Deci e super. Ne place.